Colombianu se vrea primarul capitalei? Da, ați auzit bine. Într-un filmuleț postat aseară pe internet, omul de afaceri spune că va candida ca independent. Are și idei, știe deja cum să manevreze eficient bugetul, dar și cum să rezolve problemele de canalizare. Stimați concitadini, 2012 și munca au început. Și au început cu planuri serioase. Irinel Colombian a decis peste noapte că vrea să fie primar, așa că nu a stat pe gânduri. Aseară a pornit camera web și și-a anunțat intenția de a se înscrie în competiția electorală. De fapt, e vorba deja de o decizie clară, iar omul de afaceri crede că va avea și succes. Are și motive. Sunt singurul candidat independent, din câte știu eu. Iar acest lucru îți dă posibilitatea să faci exact ceea ce vrei. Dar Irinel merge mai departe. Ca un expert, descrie și felul în care vede el competiția. E ca și cum într-o cursă de mașini de Formula 1, unii șoferi au mâinile un pic legate de volan sau mânuite de alți păpușari din spate, iar e unul un pic mai nebun așa, pe care l-a mâncat probabil undeva și s-a urcat pe benzina lui în bolidul care urmează să plece. De la același punct de start, nu zic nu. Omul de afaceri știe exact ce e de făcut. De luat un metru și de văzut dacă arată un metru sau mai puțin. La asfalt, la flori, la obiecte de inventar, birouri, creioane. Și sistemele de canalizare vor avea de suferit cu Irinel la primărie. Totul e o problemă de bani. Soluție există decât să nu mai băgăm bani în lucruri care nu trebuie. Și să le băgăm exact unde trebuie. Sunt foarte mulți bani. Dacă au fost bani de făcut un stadion de un sfert de miliard de euro, cred că se găsesc un pic de făcut și niște de cumpărat niște tuburi de canalizare și de a le băga în pământ. În plus, Irinel știe bine cât de importantă este imaginea pentru un primar. În primul rând, să aibă un staff nepătat, nu mai vorbim de petele proprii. În al doilea rând, să aibă grijă ca și acest staff să-i împărtășească credința și, mai bine zis, buna credință. Și, în al treilea rând, să nu poată fi sau să nu se lase cu nimic agățat. Iar de aici încolo, ține numai de mușchiul lui ca să facă ce vrea. Dependența înseamnă cu precizie non-performanță. În China, viitorul se.